Sunt comandantul Centrului Militar Județean Giurgiu, colonel Pană. Suntem în mijlocul dumneavoastră pentru a participa la o activitate care se desfășoară an de an în Ministerul Apărării Naționale. Este vorba de Ziua Armatei în Școli. Reprezentanții Centrului Militar Județean au prezentat în sala de sport a Liceului Tudor Vianu instituțiile de învățământ pentru care cei interesați pot opta. Astfel, absolvenții de liceu care vor să îmbrățișeze o carieră militară au două variante: învățământul post-liceal, cu tipul de carieră subofițer ori maestru militar, sau universitar, ofițer, în timp ce absolvenții de gimnaziu se pot înscrie la colegiile naționale de la Alba Iulia, Câmpul Lung Moldovene sau Breaza. Pentru toate cele trei variante este necesară parcurgerea a trei etape: recrutarea, selecția și admiterea. Astfel, pentru a putea îmbrăca haina militară, sunt necesare în primul rând îndeplinirea următoarelor condiții. Doritorul trebuie să aibă cetățenia română, să fie declarat apt din punct de vedere medical, să aibă o dezvoltare fizică armonioasă, să nu facă parte din organizații sau formațiuni politice și să nu fie condamnat sau în curs de urmărire penală. La acestea se adaugă o serie de condiții specifice în funcție de învățământul militar pentru care optează. După realizarea dosarului urmează selecția, în care candidații trebuie să treacă testarea psihologică și probele sportive. Ultimul pas este reprezentat de admitere, cu o serie de teste la diferite materii, departajarea urmând să fie făcute în funcție de medie. Doi giurgiuveni, elevei Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza, le-au vorbit tinerilor despre viața în uniformă militară. Vreau să vă spun că este una atât grea, dar și foarte frumoasă. Este o viață bine structurată și spun asta deoarece avem un program ce începe la 6 dimineața și se termină la ora 10 seara, ce cuprinde cursuri, studiu, puțin timp liber. În afară de variantele de mai sus, mai există o categorie aparte, și anume profesia de soldat sau gradat profesionist, un corp distinct de personal militar recrutat pe bază de voluntariat și angajat cu contract pe perioadă determinată. Această categorie se adresează tuturor persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 46 de ani, indiferent de forma de învățământ absolvită. În finalul acțiunii a fost prezentat armamentul de infanterie din dotarea Centrului Militar Județean. Întrebați dacă sunt tentați de o carieră militară, elevii au avut păreri împărțite. Da, în general, da, dar nu am vreun gând să plec în armată sau ceva de genul. Am fost doar curios. În ciuda fizicului, nu te tentează o carieră în armată sau în poliție? Deloc, deloc. Mi se pare prea multă strictețe. Ce anume vrei să faci pe viitor? Aș vrea să urmez un curs pentru instructor de fitness, acreditat în toată Europa și... Păi mai vedem. Mă tentează o carieră de acest gen, dar aș vrea să o urmez... Pentru că mi-mi place armata, îmi plac armele, îmi place să merg în operațiuni militare, dar am să urmez, dar nu știu dacă voi reuși să iau bacul. Dar dacă iau bacul, mă tentează să urmez o carieră în armată. Mă tentează și pomeni o carieră, mai ales că în armată poți să conduci avioane, poți să mergi și chiar poți să experimentezi noi viziuni. Cei care doresc mai multe informații despre oferta educațională se pot adresa la sediul Centrului Militar Județean de pe Bulevardul Mihai Viteazul, vis-a-vis de poștă.